În data de 26 iunie, în municipiul Deva va avea loc ceremonia oficială organizată cu ocazia Zilei Drapelului Național, unul dintre cele trei simboluri naționale. Pentru o bună desfășurare a acestui eveniment, circulația rutieră va fi închisă în piața Tricolorului, bulevardul 22 decembrie, pe tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Mihail Cogălnicianu și intersecția cu bulevardul 1 decembrie 1918, respectiv sensul giratoriu de la IPH, între orele 11 și 13. Totodată, începând cu data de 25 iunie, ora 22, până la încheierea manifestației publice, din data de 26 iunie 2022, parcarea autovehicolelor în alveola din fața centrului comercial Ulpia va fi interzisă.